Bun găsit tuturor, suntem Azeicescu, sunteți la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. Încurcate sunt căile jafului, o demonstrează ce s-a întâmplat noaptea trecută în Jilava. O familie înstărită din Țintești a scos din bancă, atenție, 7 miliarde de lei, iar o parte din bani au rămas în mașina din fața porții și, ce să vezi, s-au evaporat. În plus, dacă imaginile din Italia n-au ajuns la noi în suflet, e bine, vă invit să le vedem și pe cele de la București. Și pacienții de la Matei Balș au ajuns să fie tratați chiar pe holuri și pe scaune, o realitate care doare doar dacă ai ochi să vezi și minte să înțelegi. Vă aștept comentariile aici în live-ul de pe Facebook și nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube Gândul. Mesajele voastre video ca de obicei pot să ajungă la 0774 Gândul. Hai să vedem principalele subiecte pe care le urmăm. Reglare de conturi între băieții de cartier în parcarea unui centru comercial din cartierul Titan. Cum s-a încheiat totul? Vă spunem imediat. Un polițist depus în filme. Omul a fost filmat la Cluj când a sărit într-o mașină aflată în mișcare. Șoferul încerca să scape de o amendă rutieră. Imagini de coșmar la Institutul Matei Balș, paturile au fost amplasate și pe holuri, iar bolnavii primesc oxigen chiar și pe scaune. Și începem cu imagini din cartierul Titan. E vorba de parcarea unui centru comercial din acest cartier, care a fost transformată ieri într-un spațiu unde se reglează conturile între găștile de cartier. Pumn, picioare și chiar, atenție, lovituri cu cuțitul. Toate au făcut parte din lupta de stradă. Și acestea sunt imaginile care ne arată că în parcările de la mall, acolo unde mergem, cât mai mergem, cât ori mai fi deschise, unde mergem, de ce mergem la mall, dragii mei? Mergem la mall pentru că avem în același spațiu cam tot ce avem nevoie. Bogdan Pavel, editor of The Day, prezent aici la datorie și facem traducerea acestor imagini. De ce? Pentru că ferească Dumnezeu să fi fost și alte persoane în preajmă. Dacă vă uitați, era un grup de fete care ieșiseră la fumat, probabil. Da. Și care au văzut, s-au uitat, dar și-au dat seama că lucrurile pot degenera. De fapt, cred că cel mai bun sfat ăsta ar fi să fugi când vezi retrage-te că lucrurile... Retrage-te pentru că e mai bine. Băieții ăștia oricum sunt ei voinici, sunt forțoși. Ei, sunt voinici. Și au câți ani au? Hai să ne uităm puțin. Deci ăștia sunt categoria 20, următoare. 20 cel mult. Cel mult 20 de ani. A 18 pentru poate. Că unul l-am văzut că este lângă mașină. Da, cel care de... cred că este agresat în imaginile astea. Ok. Dar sunt atât de voinici că au sărit 4-5 cât au sărit pe băiatul ăla cu hanuracul alb, inclusiv cu cuțitul, dar n-au reușit să facă mai nimic. O întrebare pertinentă și imediat avem mai multe lucruri de spus și nu vreau să uit de prezența cuțitului, foarte important. Ce e cu puderii care încearcă să fie smart 2? Da. Problema este și noi aveam în această dimineață o dezbatere pe care aș devoala-o din perspectiva faptului că vorbeam de modele. Nu vă spărați. Ce modele să fie pentru genul ăsta de tineri care al minteri astea sunt vremurile pe care le-au prins? Ei n-au nicio vină. Că noi pe vremea respectivă ascultam Depeche Mode și Metallica și era tot timpul ce ești, Depeșar sau Metalist, asta e altă discuție. Dar erau alte vremuri. La momentul ăla nu exista, spre exemplu, dau și eu un exemplu pentru că am văzut că este în trending. Și bineînțeles că am și o sensibilitate dimineața și îmi vine câteodată așa să scot sufletul pe din afară. Măi, oameni buni, într-o țară care are în trending Dani Mocanu, am bani de mă enervează,
Voi vreți ca acești tineri să aibă vreun viitor? Nu, ei își vor face viitorul cu cuțitul. Pentru că uitați-vă la imagini. Uite-te că acolo e și o femeie care se ia cu unul dintre ei, o femeie, o domnișorică. Apropo de ce? Noi de-a lungul timpului, fă o comparație, și nu vreau să facem comparația aia cu bătrânii care suntem noi, că de la 40 se cheamă că suntem bătrâncică. Noi ne zbatem să spunem că nu, dar asta e altă discuție. Și tineretul care zice, doamne, stai puțin că pe vremea voastră nu există opțiunea asta. E drept, dar pe vremea mea femeile nu se băteau parte în parte cu băieții. Și din punctul ăsta de vedere noi am învățat de la voi cei mai rău, iartă-mă. Iar genul ăsta de imagini n-avea mall-uri, iar genul ăsta de imagini pe vremea mea erau mult mai puține, să mă ierte Dumnezeu. Pentru nu că nu s-ar fi întâmplat deloc. S-au întâmplat și atunci, dar acum se și filmează. Asta este ghinionul tinerilor din ziua de azi. Mai mult decât atât, sunt ca niște haite de câini, să spun așa. Își apără și au stabilit ei un teritoriu și vor să-și-l apere. Vor să facă legea acolo, acolo unde legea nu este făcută de cei care ar trebui să o aplice. Ne-am hotărât să facem analiza imaginilor. Eu am observat momentul în care fetele aleg să se retragă. Cam târziu, aș zice, dar probabil, știi ce, mă miră. E foarte posibil să se fi cunoscut între ei. Una la mână și doi să fie genul ăsta de situație pe care poate au mai văzut-o testosteronică. Sau poate că din cauza unei fete acel băiat este căutat. Totdeauna femeile îți devină. Este o Elena din Troia acolo. Misogină pe care o resping, dar foarte bună precizarea lui Bebe Nicola. Mașina e parcată pe un loc pentru handicapați, pentru și persoane cu dizabilități. Dacă tot facem astfel de... Așa? Dacă e să le vedem pe toate. Hai să vedem că dintre băieții ăștia nu toți poartă măști. Și nici dintre domnișoare. Am să preiau un mesaj, deși nu sunt neapărat de acord cu felul în care este făcută trimiterea. Cineva ne scrie ciori. Cred că înțelegem cu toții, nu e vorba de giulești. E vorba de faptul că speculăm că unii ar fi de etnie. Nu sunt de acord deloc cu terminologia folosită, dar nu. Uitați-vă cu mare atenție. Nu sunt. Deci nu e vorba doar de... E vorba de, țineți minte, nu știu, la mine la bloc erau băieții din spatele blocului. Da. Aici nu avem... Deci băiatul... Avem un grup mixt. Da, da. Avem un grup mixt de români, cetățeni români, blonzi, brunezi, cum sunt ei. Deci problema nu e că este poate mentalitatea să fie una de bombardier pentru că nu e așa... Așa se practică în perioada asta, știi? Deci ei și-au stabilit acolo o zonă, iar acela este un intrus. Acel intrus trebuie pus la punct. Asta este gândirea la nivelul lor, la nivelul gleznei. Nu putem să urcăm către genunchi. Stai că eu mă uit, da? Vreau să văd finalul, cum se termină. Deci momentul în care se retrag... După ce au lovit, a încercat să lovească cu cuțitul băiatul în albastru, cel care are masca de sub bărbie... Faptul că a încercat să lovească cu cuțitul, dar să zicem că n-a nimerit. Păi nu a nimerit pentru că... E penal? Categoric este un atac, este o armă albă. Dacă unul dintre ei, uite, momentul ăsta în care omul dă cu cuțitul, da? N-apucă să-l lovească. Uitați-vă la omul care și l-a cumpărat. Este siderat. Că Dumnezeu. Dar uite, apoi că și fata era foarte, foarte îndrăzneață. Exact. Și este împinsă de cei din gașca ei. Nu, ce voiam să zic este că momentul în care unul dintre ei dă cu cuțitul, dacă cineva ar face plângere penală, intră la tentativă de omor? În momentul ăsta este tentativă pentru că el nici măcar nu și-a atins ținta. Se vede pe imagini că băiatul cu hanorac albel, cel care a fost ținta acestui atac, nu a fost lovit cu cuțitul. Asta este marele lui și din modul în care ei conversează, se pare că s-ar și cunoaște. Da? Au încercat să-i aplice o corecție, el s-a întors către atacatorii lui, după ce i-au atacat încă o dată. Da, una peste alta, știți că încercam să găsesc amuzamentul din imagini, dar vă spun cinstit că nu-l găsesc, pentru că stăteam și mă gândeam, pare foarte asemănător. În ce parte a cartei, în ce zonă a fost, în ce molie? Nu numele, zi-mi zona. Titan. 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 Nu Vitan. Titan. Titan, mă rog, tot similar. Deci, este unul dintre primele centre comerciale deschise în România. Și mai era o întrebare interesantă, dar unde, nu vă supărați acum, camere de supraveghere avem. Slavă cerului, că din nou mă bucur că măcar ai o oarecare susținere în zona asta. Știi, aici, mă, eu cred că au și văzut multe filme. Dar paza de la mall. Bună ziua, avem niște, cum să le zic eu, doamne,
Avem niște Sylvester Stallone cu Arnold, sunt la noi în parcare și vezi că își transmit picioare între mașini și la un moment dat încercam să văd dacă unul dintre ei nu se duce să zgârie una dintre mașini, pentru că parcă așa. Știi cât de ușor se putea rezolva problema asta? Pentru că toate parcările acestor centre comerciale se închid. Fază. Sunt acolo, ei n-au pe unde pleca. Întrebare, vine, intervine firma de pază, vine poliția. Interior, regula din interior, îți aduce aminte când nenea ăla, tot așa bombardier la minte, 0 lei, 0 bani, a plecat la mall cu masca la ceafă și da, a intrat în da, mall și da. Pasnicul frumos, elegant, avea 30 de chile ud, l-a întrebat, da, bună ziua, dar ce faceți? Și omul i-a... S-a întors cu spatele să-i arate masca. I-a arătat că avea masca și a mers în continuare. Și atunci eu te întreb așa, am o problemă și cu firmele de pază. Scuză-mă. Dar nu trebuie să intervină ele. Am o problemă ele... și cu faptul că aici trebuia să ai reglementări clare. Vorba ta. Bang, închidei parcarea, 112, sănătate. Luați-i că ne zgârie parchetul. Și asta și sunt clienții care viețile. Legile sunt prea blânde, din păcate. Foarte corectă concluzie. Legile sunt prea blânde pentru că genul ăsta de cel. Acum noi nu spunem că România e o țară în care se întâmplă asta în mod frecvent în fiecare mall. Doamne ferește. Dar sunt prea multe aceste mici celule pe care le vedem, le văd și la mine, în Popeșile Ordeni, unde e carantină. E o carantină, săraca, carantina de la noi din Popeșile Ordeni e singură, nu știu dacă v-am zis. E singură ea așa ca fenomen. Și ar vrea să o mai verifice cineva, nu verifică nimeni. Bine, ce să vă zic? Vă zicem doar că dacă cumva vedeți o astfel de situație, care ar fi sfatul nostru, domnul Bogdan Paver? Sunt la 112? Sunt și la 112 păi și da, te retragi, atent. Pentru că nu are rost să stai sunt acolo. Sunt la nu 112, știi cum dar băieții ăștia se mișcă repede, după cum observ. Și-au fugit. Și rămâi acolo, tu prostul satului, bună ziua, 112, poliția, faci ca mine, suni, aolo, bate vecinul pe vecina de, să sparg ghivecele. Dar aici nu trebuie să aștepți să vină poliția, ai putut să pleci, oricum are numărul tău de telefon. Ai numărul tău de telefon, că se vede de unde ai sunat, dar sunt camerele de supraveghere și pot fi identificați. Băiatul care a dat cu cuțitul este foarte ușor de identificat de pe camera de supraveghere. Pentru că n-avea mască, pentru că era fix în fața camerei și pentru că în principiu, dar tu îți dai seama că ei, uite-l, ăsta e momentul. Ferească Dumnezeu, dar oare el în mentalul lui acolo, în furia aia sau în ce era, el o fi, ăla n-are mai mult de 18 ani. Cu certitudine ei vor găsi motive când vor ajunge la audieri. I-a făcut ceva, i-a zgâria mașina. Ai văzut cum dădea cu cuțitul? Da, da prindea muște, oricum nici măcar să folosească cuțit nu știa. Nu părea la prima, adică mie... Deci, găștile Bogdane, de cartier. Eu știu că nu sunt, nu e vorba de, nu pot să mă dau exemplu într-o situație de genul ăsta. Dar am mai văzut șmecheri din ăștia care scoteau pistoalele de plastic și se dădeau ei Wesley Snipes. Ăștia vor fi viitorii infractori. Că dacă ai dat odată cu cuțitul într-o ceartă, bă, pe ce poți să te cerți? S-a pupat iubita cu altul, nu ți-a plătit la datoria la timp, n-ai avut bani de substanțe, nu știu, whatever. Înseamnă că vei mai face odată, cel puțin odată, asta e drama. Până când nu este comisă o altă faptă sau nu este legată această faptă de alta, nu poți să-l legi ca fiind recidivist. Dă-mi voie nici nu știu cum să spun, să-i răspund elegant unui troll, probabil, care ne scrie că tineri frumos și liber, hashtag rezist, să știți că cei care au ieșit în stradă pentru un crez, sub hashtag-ul rezist, sunt cei care au produs schimbarea, nu cei care stau și comentează frumos pe Facebook. Acești tineri n-au nicio legătură cu crezul rezist. Asta apropo de ce, mai puneți mâna și mai citiți și vă invităm frumos oricum să lăsați comentarii, chiar dacă sunteți troll, pentru că noi vă apreciem oricine ați fi. Bine, pentru că este o zi în care ne dorim să vă arătăm foarte multe, avem și povești. Să știți că astăzi chiar nu ne lipsesc poveștile și nu mă refer la pensiile speciale. Și acolo e o poveste, o să o traducem împreună. Dar până una alta, există oameni care nu se lasă, iar eu apreciez foarte tare tiparul ăsta. A vrut să fugă de amendă, dar atenție, un polițist nu l-a lăsat sub nicio formă să plece. Cum? Pentru că șoferul a încercat să plece, polițistul a sărit în mașina care se afla în mișcare, potrivit, uitați-vă și voi, Doamne Dumnezeule, zici că este în poligon, stai, frână, a doua, a întâia, bagă a doua din nou, zici că îl învață să conducă. Bun, potrivit martorilor, cel aflat la volan trecuse pe culoarea roșie a semaforului, l-a înjurat pe omul legii, bineînțeles, și a refuzat să se legitimeze. Semn că avea și o problemuță. Șoferul a fost amendat cu 2000 de lei și riscă să rămână fără permis. Eu cred că riscă să rămână fără permis. N-ar mai trebui să fie un soi de condițional. Ar putea să rămână fără permis. Nu, legea mi-ar plăcea să fie, uite speța asta.
nu ești în stare să oprești și să te legitimezi și să răspunzi întrebărilor și etc. Pleci cu mașina, stimabile cetățean respectabil, să urcă polițistul ca în filme de zici că este zici Bruce Willis. Bruce Willis în Die Hard. Die Hard. Nu mai conduci niciodată. De ce? Nu ne place de tine. Cu certitudine lui se va deschide și dosar penal pentru mai multe fapte. Uite-l că plânge, suferă. S-ar putea să sufere, pentru că sunt pedepse destul de aspre. Când, în afară că înjură și este ultraj, da? Primește deja o pedeapsă de 2000 de lei. Dacă sigur, nu e un film, o reclamă, ceva nu, filmat. Nu. Este, sigur nu e o bucurie și pentru poliții să se afirme, nu? Nu. E chiar pe bune situația. E chiar pe bune. Nu, sunt oameni. Eu credeam că la Cluj, ardelenii sunt oameni dar mai calmi. Dar acum spune și mie un lucru. Și în poziția asta polițistul ce poate să facă? Doar să-i dea picioare, dar la conduce, deci intră cu mașina în orice. Deci nu, poate merge la intimidare și atunci îl obligă într-un fel sau altul pe șofer să oprească, el să coboare și să se supună regulilor. Dar asta este o meteahnă mult mai veche din România, pentru că foarte puțini sunt cei care respectă indicațiile date de polițiștii locali. Acesta este un polițist local. Suntem singurii care singurii fraieri. Deci, în România, mentalul, o parte din români cred că așa se face. Ce rugăminte avem? Și către poliția rutieră. Hai să discutăm puțin despre o năsprire și nu mă refer la puncte și la bani. Pentru că uneori discuția cu poliția rutieră, în general, despre modificările de cod penal, vizează mai degrabă infracțiunile din trafic. Eu aș vrea să le văd pe infracțiunile de genul ăsta. Infracțiuni de sustragere de la locul accidentului, infracțiunea de a urca polițistul pe capotă și tot tu să fii tare în gură. Deci chestiuni care țin de o minimă morală în trafic, iar acești oameni nu mai au ce să caute, Bogdane. Eu nu mai sunt dispusă să mă uit la ei așa. Și câte accidente am văzut în weekend mergând spre cimitirul Ghencea? M-am dus până la cimitir și am schimbat traseul cumva. Îți jur că în 10 minute am văzut două accidente. Două, Bogdane. Da, pentru că sunt oameni care odată ce s-au urcat la volan deja devin alți oameni. Păi nu știu, devin alți oameni pe strada lor. Nu, confundă de fiecare dată o pistă de întreceri, un raliu, îl confundă cu un bulevard sau cu o stradă. Aici este marea noastră problemă și aici ar trebui să intervenim. Iar acestui domn polițist, bravo lui că a făcut acest gest. Pare rău că nu-s imaginile mai lungi, să vedem cum s-a finalizat. Problema ce a făcut mea, la mânghea pe ceafă, i-a băgat un deget în ochi. Asta? De ce trebuia să facă gestul ăsta? Păi pentru că omul încerca să fugă. Dar sunt convins că în Cluj există suficient de multe camere de supraveghere, în așa fel încât acel șofer să fie un pic, mai ales că poziția e total nefericită, pentru că într-o situație de genul ăsta, strict pe, nu știu că e corect spus, geometria locului, în forță e șoferul care poate să lovească cu mâna stângă și să conducă în continuare. Înțelegi ce zic? Dar dacă se lovea cu mașina de una venită din contrasens și îl făcea să miști pe polițist. Păi, era o victimă în plus. Tu crezi că omul ăsta asta să se gândească că dacă îi se întâmplă ceva polițistului, Doamne ferește, avea o problemă, nu voia să prezinte actele, o fi fost băut, ceva făcuse, e clar. Bine, mergem mai departe, sunteți la Gândul Live. Și încurcate sunt căile jafului și vreau să încep prin a-l întreba pe Bogdan. Când ai văzut ultima oară în fața ochișorilor tăi albaștri? 7 miliarde de lei. Nu am văzut niciodată. Îți mulțumesc, nici eu. Bine, încurcate sunt căile unui jaf pe care o să vi le arătăm. S-a întâmplat noaptea trecută în Jilava. O familie din Sintești a scos din bancă 7 miliarde de lei. Până aici nimic nelegal. O parte din bani însă au rămas în mașina parcată în fața porții, iar rivalii au aflat și, ce să vezi, au furat 65.000 de lei, adică undeva cam 10%, au fost comisiuni de parcare. Păgubiții i-au surprins pe autorii furtului și au plecat în urmărirea acestora cu mașina. La ce s-a ajuns? Bineînțeles, la un accident, că de ce să ai o singură problemă când poți să ai mai multe? Cele două mașini implicate în urmărire s-au ciocnit, iar în urma impactului au fost avariate încă două mașini. Totodată, trei oameni au fost răniți și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu banii, aflați că autorii furtului au abandonat mașina accidentată și au fugit cu prada. Și cu mașina stricată și cu banii luați, ca să fim eleganți în exprimare. Multe dintre poveștile pe care, feliile de realitate pe care vi le arătăm în fiecare zi, vă spun cinstit, unele dintre ele ar putea
pur și simplu să devină un scenariu de mic film și nu de ficțiune, de reality. Îți dai seama cum pleacă oamenii de la bancă cu bănuțul încă de alea de rafie? Nu știu în ce, dar ideea este că mai mult ca sigur aceste persoane se cunoșteau. Cei care au scos banii, am înțeles că sunt persoane înstărite din Țintești. Au fost urmăriți, ori erau cunoscuți să lucreze la pont. Cum au fost atenți, cum au fost luați banii și au fugit. Ei s-au prins de intenția celor doi bănuiesc că au fost acolo și au plecat în urmărire. Chiar dacă au făcut acest accident, hoții tot au fugit. Asta este partea proastă. Tot au fugit cu banii. Cu banii. Știți că uneori imaginile din România nu doar că par din la Sfierbinți, în cazul ăsta par din la Țintești. Întrebarea este ce treabă avem noi și cu una și cu alta în încercarea noastră absolut lipsită de vreun aer de superioritate, ci pur și simplu într-o minimă decență a unor cetățeni care vor să se considere în viața asta ușor evoluați. Problema se putea tranșa mult mai simplu. Există acel telefon de care am vorbit puțin mai devreme, 112. Păi n-a sunat nimeni. Atât trebuie să sun la 112, dar trebuie să explici de unde ai banii. Trebuie să explici banii de unde sunt. Am mai auzit de un caz al unui om de afaceri la un moment dat, care își ținea niște bani mai puțin legali, tot așa undeva într-o mașină. Și la un moment dat cineva s-a prins dintre apropiați și ce să vezi a dispărut le mașinuța cu totul. Nu. Doar banii. Și mă rog, s-au întâmplat niște lucruri ulterior, dar eu mă gândesc așa. De ce nu s-a sunat la 112 dacă banii erau din bancă? Nu e ca și cum... Nu? Da, anunțai numărul banca de telefon. Adevărat, nu te întreabă în cât timp ai strâns 7 miliarde. Vă spun eu care strâng de când mă știu. Cred că de când am ieșit la maternitate am zis, mămică, punem un ban deoparte. Și n-am ajuns niciodată, nici nu cred că o să ajung la suma asta. Da, sau mă rog, dacă ajung, vă dau și vouă. Ideea e așa, 7 miliarde trebuie justificate dintr-o activitate. Că poate oamenii respectiv, nu știu, la Țintești nu cred că se mai vinde cupru. Cred că nu din cupru mai faci sau faci. 7 bineînțeles, miliarde cum să nu? Dar în spate este ai niște activități, foarte profitabilă. Profitabilă în spate. Bineînțeles. Căci doar nu o să... Oalile alea nu fac 7 miliarde de lei, oricât de simpatice ar fi și foarte bune sarmale sau ce se face în ele? Țuica, cazanul de aramă. Vezi că nu știu. Da, dar probabil că e o explicație apropo de ce n-au declarat și de ce au lăsat 65.000 în mașină. Dar probabil că ei nici nu știu care este exact suma. Sunt sumele verificate în mass media, pentru că noi aseară am aflat că au fost... Tu, dacă tu scoți 7 miliarde din bancă, nu-i bași pe toți în casă? Îi pui sub perne, sub saltele, pe îndonată. Oamenii probabil că sunt obișnuiți cu sume de genul ăsta. Dacă stăm să ne gândim, sunt 130.000 de euro, echivalentul unui apartament de Doamne ajută sau unei căsuțe bune. În zona limitrofă Bucureștiului. Deci este totuși o valoare, e o agoniseală de o viață. Dar poate oamenii, pentru ei suma aia n-a fost atât de mare. Nu e importantă. Ai nevoie de un împrumut? Ce ai? 5.000 îți dau? Băi, ți-aduc două ture. Bine, sunteți la Gândul Live, iar astăzi o să vedeți imaginile acelea pe care nu le credeam posibile. Hai să vedem. Da, mare atenție că nu sunt imagini din Italia, că tot le-am menționat de-a lungul întregului an, da? Sunt imagini de la noi, de la Matei Balș, acolo unde sunt tratați pacienții pe holuri și chiar pe scaune. De ce? Pentru că nu mai sunt locuri. Despre toate și imagini complete o să vedeți aici la Gândul Live în câteva momente. Până atunci, accident mortal pe drumul ce leagă județele Cluj și Sălaj, în localitatea Câțcău, un tânăr a decedat după ce a intrat cu mașina într-un tir. Cel mai probabil tânărul circula cu viteză și nu a mai putut evita coliziunea în momentul în care camionul a încetinit. De altfel, pe șosea nu se văd deloc urme de frânare. Echipele de salvare l-au găsit pe șoferul autoturismului cu multiple traumatisme la cap și în stare inconștientă, iar la scurt timp a fost declarat decesul. Apropo de accidente rutiere și credeți-mă, un drum în București care ți arată două accidente, unul dintre ele întâmplându-se în timp ce tu ești la semafor. Știi sunetul ăla pe care l-auzi? Am zis că gata, jumătate de cartier e pa. Jumătate de mașină era pa cu tot cu airbag-uri. În situația asta însă
puțin probabil ca omul să fi putut să fi supraviețuit. Aduți aminte cum am învățat noi la geometrie. Mi-e greu să mă uit la imagine, nu știu, ce se dă doare și mașina, nu știu cum da, să vă explic. Ce se dă și ce se cere și între ele avem demonstrația. Ce avem noi la ipoteză în momentul ăsta? Avem un tânăr, 22 de ani, și avem o mașină de viteză, o mașină recunoscută pentru performanțele sportive. Și momentul ori de somn, ori de neatenție. Neatenție, pentru că dacă ești atentă la imagini, se vede că este o coloană de camioane în față și probabil că unul dintre aceste camioane a tras pe dreapta, șoferul tirului a frânat, iar băiatul mergea cu foarte mare viteză și era, și aproape, n-a mai apucat. Era aproape de camion, de tir. Nu a frânat, nu se văd urme de frânare pe șosea. A intrat, da, s-a dus direct acolo. Papuc s-a dus, ca să zic. Se vede că a intrat până mai mult de jumătate din mașină sub tir. Deci șansele lui de supraviețuire erau minime. Stăteam și mă gândeam acum la posibilitatea, deci tirul să fi frânat înainte. Eu am o problemă cu mersul, cum zic eu, în fundul altei mașini. Cred că toate doamnele au această problemă, mai ales că voi bărbații. Nu, este o problemă pentru toată lumea. Nu, toți e problema că voi bărbații mergeți bot în bot și fund în fund. Este cea mai mare prostie, doamne, pentru că dacă ai un tir în față nu vezi nimic ce se întâmplă. Una la mână nu vezi, doi, dacă l-a pus frână și tu ești la 100 și aici este viteză, sigur, garantat, nu e 40 cruzi în 80 pe autostradă. Aici avea peste 100 lejer, da. Mult peste da. 100. Și atunci, spune și mie, peste 100 tu mai controlezi mașina, îți spun eu. Nici nu poți controla, dar el n-a mai avut timp să facă ceva. Zic, pentru că dacă stai foarte aproape și trebuie să fii foarte inteligent, că să mai întâlnesc pe aia să zică oamenii că uite, am devenit și pilot de raliuri. Nu. Explicați voi ce vedem. Cum e posibil să ajungi sub tir? Am și eu mândria mea când mor. Să mor peste tir, nu sub tir. Și mai grav este pentru cei care sunt obișnuiți cu viteza și să consideră zmei pe stradă. Mașina a fost desfăcută ca o conservă de pește. Maria, nepăstrarea distanței și neatenție. Exact. Corect. Nu a putut fi scos pe ușă, nu a fost scos prin parbriz. A fost scos din mașină ca și cum ai fi desfăcut o conservă. Exact cum scoți peștele din adică conservă. Adică a fost nevoie de pompieri ca să rezolve. Bineînțeles. Adică m-a tăiat efectiv mașina, da. Cred. Dar era greu să o extragă chiar și în varianta... Păi, în momentul în care, dacă el avea o hemoragie, indiferent ce s-a întâmplat acolo, avea o hemoragie, l-ai scos din strânsoare, automat pierdea sângele și așa a fost un destin tragic. Îți dai seama, grăbeam și mai mult decesul. Da, stai că citesc comentariile și încerc să-i dezamorsez și pe cei care, da, sigur a fost trecut la COVID, pentru că noi atâta putem în mintea noastră, și orice situație este prezentată din perspectiva intereselor de moment ale presei, manipularea în sensul dorit și unic, este unicul obiectiv. Cred că vă referiți la orice altă chestiune decât, da, văd că se ceartă lumea pe live-ul de Facebook, ce rugăminte avem dacă vreți să citim mesajele în direct, mai ales că nu ne ferim de mesaje care nu ne sunt întotdeauna favorabile, ar fi bine să nu vă mai înjurați unii pe alții. Una la mână e simpatic să citim, dar nu ne ajută. Dar dacă vreți să vă distrați, intrați și pe live și citiți comentariile. Nu, aici vorbim de un accident rutier din care sper să învățăm câte ceva, nu de alta, dar știți, sinteza e simplă. Neatenție și nepăstrarea distanței. Bun, hai să zicem că neatenția, pentru că neatenția de fapt se întâmplă în felul următor. Și când conduci, și când nu conduci, adică nu mai conduci ca mine, da? E drept că de la un punct încolo, așa, e un drum de 3 ore. După prima oră te-ai relaxat unde ai ajuns de bine, încât ești efectiv una cu drumul. Da. Bun. Nu cumva momentele de accident, mie așa mi s-a întâmplat. Prostioarele astea pe care le-am făcut eu în CV-ul meu rutier s-au întâmplat când eram mai relaxată. Nu când eram ca pisica udă uitându-mă cu mare atenție. Când te așezi un pic cu drumul și uiți de fapt să fii 100% focusat. Deci atenția înseamnă de fapt în cazul ăsta Te miră că ar putea fi vorbit la telefon în acel moment? Sau că erau pe un mesaj? Nu, în niciun caz. Pe mine nu m-ar mira dacă aș auzi că s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar dai seama, tirul, și ce-o fi simțit ăla când ne spune a intrat sub puntea tirului? Corect. Deci bună ziua, te-ai oprit tu, este bine. Un șoc, da. Dar gândește-te, în afară de mașină, de putere și de viteză, vârstă, ce experiență putea să aibă acest băiat? Ce experiență, dacă mai mergea și cu viteză, e cu atât mai mult. În orice facem, rutina contează, experiența. Și știi cum să reacționezi. Pe contrasens nu se putea duce, că oricum lua pe cineva în... Doamne ferește! Era accident măcar frontal. Așa și-a luat se ducea în dreapta, viață, ajungea în parcarea, așa. În curtea acelei
nu știu ce, e fabrică ce e acolo, dar se vede că sunt mașini parcate. Da, Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei pe care îi pierdem pe șosele. Trist este că România încă se află în top 3, dacă nu mă înșel, la nivel european, din punctul ăsta de vedere al accidentelor și al morților de pe șosele. Este o certitudine că nu avem infrastructură. Aici nu este infrastructură. Este că dacă și o certitudine. Auzi, păi dacă aveam autostradă, nu mergeam acolo. Hai să facem așa. Facem o analiză, dacă am putea să aflăm, mă, câte mașini de lux sunt în România, de lux și de viteză, da? Păi, nu știu, dau un exemplu prost, 2400. Multe. Cine pentru că mașină? Trafic, pentru că străzile din România, că sunt marile orașe, că sunt drumurile naționale sau autostrăzile, sunt de 3 lei, da? Păi dacă ți-ai luat bolid, atunci du-te cu bolidul, mamă, pe lumea elaltă. Simplu. Cum să fii bolid în România, mai ales să aibă și gardă joasă pe drumurile noastre? Da, mă rog, hai că ne ducem în alte lucruri. Una peste alta, rețineți, mai avem o situație și continuăm cu ea de la Argeș, din Argeș, unde a avut loc de asemenea un grav accident rutier. Doi oameni, soț și soție, au ajuns la spital după ce în mașina lor a intrat, iată, un autoturist de lux. Șoferul circula cu viteză și a pierdut controlul volanului. Mașina în care se aflau cei doi soți a fost aruncată într-un cap de pod, apoi într-un șanț. Poate, poți să mergi? Mm-hmm. Picioarele te dor, spatele te doare? Spatele. Spatele te doare. Rămâi aici. Da, aici suntem o zonă așa. Și iau un deasupra. Unde ai stat? Ai fost șofer? Șofer. Ai avut centură? Femeia, în schimb, a fost luată în stare critică de un echipaj de terapie intensivă mobilă. Culmea, atât victimele cât și autorul accidentului sunt vecini în comuna Merișani din Argeș. Ce făceau, Bogdane? Păi dacă ai mașină de lux, automat trebuie să mergi mai repede. În n-o Merișani, Argeș. Nu o să mai mergi măi, cu... Nu, stai puțin, că mie încreapă o venă și azi e ziua potrivită că sunt în Merișani, Argeș. Dacă, ce, nu putem spune, brandul... Dar putem să spunem mai multe și atunci... Zim și mie, cât ai putere avea, nu? Că păi categorică, sunt de la 150 în sus. O mașină de lux nu poate merge cu mai puțin. Pentru că este grea. Nivelul meu de cultură auto e absolut depășit, dar explică-mi și mie de ce la Merișani, Argeș... Se grăbea acel om. Nu, mamă, de ce? Erau de acolo, da? Da. Și se grăbea. Probabil că a mers până la Pitești și s-a adus în altă parte. Tu dacă ești din Merișani, Argeș, ai avea un BMW sau un Mercedes sau un Porsche? Păi dacă o fi un patron de butică, e magazinul alimentar din localitatea Merișani sau cine știe, vinde butelii în satul ăsta. Acum, nu vreau să automat el este patron, Ema, este patron. Are denumirea de patron. Și un patron nu o să fie un sărac care să meargă cu un Logan. În niciun caz. Adică sau eu, cu un Sandero. Adică eu, scuză-mă, ce te rog. Deci, eu am fost conducător de toate dacile posibile, mai puțin Logan. Păi cum îți arăți bunăstarea în sat? Păi nu vreau să-mi arăt bunăstarea, păi vreau tu, să am bani de mentenanță, să nu mă coste o încuietoare la BMW sau la Ford sau la Volvo, cât un salariu, că nu-s fudulă de aia. Păi tu în general, cei care au prins un pic de cheag, primul lucru pe care îl fac, se duc în târg sau se duc în Germania să cumpere o mașină, pentru că e mai ieftină. O trece cu volan pe dreapta și pe aia murim în stâlp. Nu, alea le luăm mai repede de la Bulgaria și sunt și mai ieftine de atâta. Scuză-mă pe mine, da? Așa. Și ai venit în Merișani și te-ai dus. Am venit cu BMW, am venit cu Audi, am venit cu Mercedes. Păi ce eu sunt? Vă cumpăr de aici, de la Renault, de la Dacia? Îmi pare rău, nici măcar până la Craiova să mă să iau un Ford, n-am cum. Ce doresc să vă spun este că cei care se tem, dar bine, dacă vrei bordul să fie de 5 stele cu avioane și SF-uri, poți să-ți iei ce vrei tu. Dacă vrei să-i pui o țeavă de aia de eșapament, să-ți ridici toată comuna pentru că a trecut patronul de stâlp de pod, iarăși trebuie să alegi o altă variantă sau o tunezi. Dar vreți să vă zic ceva onest? Când vezi dasterele și mașina autohtonă românească în alte țări, cum ar fi Franța și Germania, eu nu idealizez și nu ridic la rang de artă ce se întâmplă la Dacia Mioveni. Dar vă zic ceva. Pentru mine, calculul matematic, cât câștig, cât merită să investesc într-o mașină, atenție, și ori second hand, ori nouă. Am ajuns la concluzia că nouă nu merită să iei, că a ieșit de pe poartă, cunosc sentimentul, l-am trăit și eu cu Sandero. Zero kilometri și am avut senzația că mi-au dispărut vreo 1000 de euro din cont. Brusc. Da? Deci, pentru simplu motiv că mașina nu este o investiție. Mașina este un bun de care trebuie să te ajuți. Să mergi din punctul A în punctul B în siguranță și cu condiții minime. E ca discuția despre de ce ai nevoie de un dormitor de 3 milioane de metri pătrați, că tot te duci să dormi acolo. Sau, mă rog,
să zicem, poți diversifica, dar hai să nu fim cu toți în filme. Să facem un teren de fotbal. Să facem un teren de fotbal, da. Bine, astea sunt opiniile noastre, așa cum vedem povestea asta și ce putem să spunem este că ar fi bine să lăsăm un pic fudulia și la Merișan și să fim atenți cum circulăm, pentru că până una alta... Din experiența mea și nu vreau să pară că sunt eu deșteaptă în ale auto, dar în momentul în care am avut o mașină ceva mai, care nu era a mea, de împrumut, mai de viteză și eu sunt prudentă, știi ce am făcut, nu? Am apăsat pedala de accelerație. Și fără să-ți dai seama. Nu că fără să-ți dai seama, în mod conștient, pentru că mergea, ducea mașina. Dacă ai boala asta a vitezei, ia-ți mașină mai potolită, că dacă ți-ai luat una, nu neapărat 4x4, dar dacă ți-ai luat o benzinară de viteză, vă înțeleg, vreți să-i dați talpă și o să-i și dați. Cine zice că nu face asta, minte foarte frumos, dar nu-i cazul unde mințim acum, da? Bine, hai să mergem mai departe pentru că mai avem chestiuni, sunteți la gândul live, continuăm. Și situația din România începe să semene tot mai mult cu cea din Italia, apropo de imaginile pe care le-ați văzut ceva mai devreme. Vă aduceți aminte imaginile din primăvară, da? Din Italia. E bine, uitați-vă la imagini, ele vin de la spitalul Matei Balș de la București, de la noi de aici, unde paturile cu bolnavi COVID au ajuns să fie puse inclusiv pe holuri. Este înspăimântător, nu mai au pe unde să-i așeze pe pacienți, pacienții stau pe scaune, la oxigen, sunt internați pe paturi de campanie, terapia intensivă s-a mutat pe holuri, nici nu vreau să vă spun ce muncă duc medicii, de dimineață nu i-am văzut să bea un pahar cu apă. Oameni buni, trebuie să înțelegem că sistemul sanitar nu mai are cum să facă față. Cât de curând va intra în colaps, dacă nu este deja, scrie pacientul care a filmat și a postat aceste imagini pe Facebook, ceea ce înseamnă că este un pacient care a trăit pe bune imaginile acestea cu oameni care stau fie pe scaune ca să primească oxigen. Cei pe care îi vedeți cu măscuțe sunt cei care au nevoie să primească oxigen în această perioadă pandemică, probabil deja infectați cu COVID-19. Eu vă întreb, imaginile astea ne sperie, domnul Bogdan Pavel? Categorie, nu cred că este cineva care să poată să stea impasibil, doar să le vadă. Eu nu cred că ne sperie și mai văd ceva. De fiecare dată, și vreau să spun pe șleau, și pe mine nu mă deranjează și nici nu mă mai emoționează cine se supără. De fiecare dată când deschidem subiectul COVID, parte din prietenii noștri de pe Facebook dispar, corect? Da. Hai să vorbim, să vă întreb de ce. Nu mai suportați psihic? Nu vreți să vedeți cum arată realitatea? Mie nu-mi place să coafez realitatea. Asta e poza momentului. Dacă ieri, Emma, aduți aminte că ieri ni s-a scris aici că... Omul ăsta crezi că și-a dorit să fie pe holul ăsta? Categoric, nu. Dar sunt oameni care consideră că nu i-am pus acei oameni acolo ca să ne facem o știre. Aduți aminte ce ne-au scris ei. Mă trezesc la 5, îl pupă femeie, eu mă duc, iau un pacient în cârcă, cu tot cu palate. Și cu o butelie de oxigen. Nu mă vezi că sunt forțoasă. Iau asta, mă duc la Matei Balș. Intru rapid, îi salut pe medici, îl bag acolo, îmi iau șpaga și am plecat. Suntem sănătoși cu capul, cu cinstit. Adică nu se poate să nu te uiți și te întrebi la Matei Balș, unde se presupune că e cât de cât un pic mai ciugulită atmosfera. E clar că nu mai e o chestiune de fițe și figuri. E de necesitate. Știi ce mă gândeam în demența imaginației mele? Să mor pe un hol este o chestiune... Eu cred că moartea trebuie să fie un proces și sunt foarte supărată pe România din acest punct de vedere și pe toți cei, dar toți, cei care au ajuns în sisteme sau miniștrii ai sănătății de-a lungul timpului. De ce? România nu-ți dă ocazia să mori cu decență. Cu demnitate. Și cu demnitate. Cu demnitate. Să știi că te-ai dus, ți-ai luat la revedere de la apropiați și știi... Că s-a găsit pentru tine un pic de morfină dacă ai un cancer care doare. Să știi că poți să fii liniștit într-un salon, nu doar al tău, să zicem că înțeleg ideea că spațiile sunt mici. Dar mi se pare că România, pe această chestiune care se numește dreptul cetățeanului plătitor de taxe și impozite la o moarte cu demnitate, deci să mor la tine în salon, nu pe un hol, și să mori împăcat,
că s-a făcut tot ce e omenește posibil. Nu că la Viena s-ar putea găsi un diagnostic care să-ți dea un pic de speranță la viață, pentru că și asta e o problemă. Iar aici vreau doar să înțelegeți că nu mi-aș dori ca niciunul dintre noi, și mă refer la niciunul dintre noi, mai ales că după materialul de la ATI, pe care l-ați și apreciat foarte tare pe YouTube, și chiar vă rog să vă uitați la canalul nostru, nu de alta, dar vreau să înțelegeți că efortul ăsta pe care îl facem, îl facem împreună. Noi, fără oamenii care se uită la noi, nu putem duce mai departe acest mesaj, pentru că de fapt până la urmă ce facem noi? Ducem mai departe un mesaj. Și vreau să le transmit că materialul de ieri de la ATI a fost super vizualizat și mă bucur foarte tare. Și mai e ceva. În materialul de la ATI, dacă vă aduceți voi aminte, era un pacient care nu avea comorbidități, care nu avea vreo vârstă, avea 40 și ceva de ani și să-i dea Dumnezeu sănătate. Dar este la ATI, deci la terapie intensivă. Singura mea frică, că poate dacă manifest eu emoțional frica, poate o să înțeleagă și oamenii de ce mă refer la ea. De ce? Când ai 40 de ani, nu-ți imaginezi că o banală răceală, cum o consideră unii, te poate pune într-un coșciug. Corect? Corect. Dragii mei, îmi pare rău să vă spun, e o loterie. Și cred că asta, pe oamenii responsabili, pe oamenii care au copii și care nu vor din vari motive, nu-și doresc să facă acest rău copiilor lor, nu-și doresc să-și lase copiii orfani, da? Oamenii ăia înțeleg. Oamenii ăia nu că se tem, sunt mai precauți. E rău să fii precaut? Nu este absolut rău, iar cei care au un vecin, care știu că au un vecin, au o cunoștință, o rudă, doar să le dea un cot. Hai, uită-te și tu, doar vezi dacă ți se pare normal să ajungem în situația asta. Hai să ne gândim că noi am putea să fim în situația asta. O rudă, un prieten, o cunoștință, să doar Dumnezeu să nu ajungă să aibă nevoie de astfel de tratamente medicale, de o îngrijire în acest fel. Să umble medicul sau asistentul cu tubul de oxigen și să nu știe cui să-i ofere prima oară. Bun, până să vorbim imediat, dragii mei, la Gândul Live despre jocul de mimă, eu așa o să-i spun și poate să mă conteste toți invitații ce vor urma. Abia aștept chiar. Despre pensiile speciale, vreau să vă mai spunem înainte ceva. În urmă cu foarte puțin timp a venit comunicatul de la poliție în legătură cu imaginile celebre. Hai să le mai dăm o dată, să le reamintim celor de acasă. Acestea sunt imaginile. Este vorba de bătaia din mall, cu cuțitul, cu băieții. Bun. Ce știm suplimentar? Uite, băiatul ăsta foarte bun. L-aș pune o perioadă să mediteze la dreapta lui, că dă bine cu dreapta, am observat. Cu privire la imaginile puse la dispoziție, vă aducem la cunoștință următoare. Persoanele au fost identificate. Au vârste cuprinse între 13 și 19 ani și mor când îți dau dreptate, dar ai avut dreptate, Bogdan. Doamne Dumnezeule, între 13 ani. Clasa a șaptea, Emma, 13 ani este clasa a șaptea și hai să spunem, îmi vine, știi, ca să clasa a 12-a sau anul întâi de facultate. Asta trebuia împuternicit, deci băieții ăștia trebuiau împuterniciți între 13 și 19 ani de palme după ceafă de la părinții lor. Bun, deci vârste, 13 și 19 ani și în cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Investigațiile au fost demarate în seara de 23 noiembrie, secția 11 poliție fiind sesizată de un bărbat cu privire la faptul că a fost agresat în timp ce se afla în parcarea unui complex comercial, după care unul dintre tineri i-ar fi înțepat una dintre anvelopele autoturismului. Sunt continuate cercetările de secția 11 poliție sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3. Și eu vă întreb așa, dai puțin, că o luăm de la capăt, da? Deci omul respectiv e omul spre care dă băiatul cu... Da, da. Cuțitul. Stai că încercam să-mi aduc aminte. Dacă nu a reușit să-l rănească cu cuțitul. Încercam să-mi aduc aminte cum se spune la cuțit în limbajul oamenilor. Șiș. Așa, cu șișiu, da? Și nu ăla de la familia. Pentru că poate unii nu pricep limbajul. Deci ei s-au văzut în mall. Aha, uite, acesta e bărbatul cu cămașa. Atacat, da. Cel înalt. Ok, ok. Stai că o luăm de la capăt. Și pentru că n-au reușit să-l bată. Asta e bărbatul care trece absolut șocat pe trecerea de pietoni. Doamna, da, nu știu ce vrea de la viață, dar pare să-i cunoască
Pare să-i, ba nu pare să-i cunoască. Eu cred că a fost o problemă în mall cu nenea asta, dar nu înțeleg ce să fi întâmplat. Nu știu, eu mă gândesc că poate i-ar fi reproșat tipului în alb, i-ar fi reproșat că a parcat pe, la parcarea pentru persoanele cu dizabilități. Și crezi poate că le-a zis... Nu știu, mă fac avocatul diavolului și cred că să merg să spun că de acolo să fi plecat tot scandalul. Deși sunt sigur că nu e așa, totuși la 0,01% o portiță deschisă că de acolo a plecat. Cine știe, poate afla avocații lor și, of, Doamne, și da, scutește de așa ceva. Certi, dar, te rog, pentru, că, pentru că nu au reușit să-l înțepe pe bărbatul pe care l-au amenințat, i-au înțepat un cauciuc. Păi, normal, că așa se practică. Bună ziua, bună ziua. Da, deci de vina, Doamne Dumnezeu, dar bine că a avut inspirația și bine că a mers la poliție, că de fapt asta trebuie să facem. De la momentul la care te duci în metrou și vine cineva și te lovește, vezi cazul colegii noastre, la secția de poliție. Nu mai trebuie lăsat sub nicio formă. Absolut sub nicio formă. Bine, mergem mai departe, sunteți la Gândul Live, continuăm. Și continuăm cu circul din Parlamentul României, cu 12 zile înainte de alegeri. Ce să vedeți, s-a pus lumea pe demisii. Nu să vă vine să credeți, ba chiar da. Senatorii și deputații s-au întrecut în a-și da demisiile pentru că, spun ei, pentru a nu încasa pensiile speciale. Cei de la USR au făcut totul la vedere, liderul PSD Marcel Ciolacu și liderii deputaților socialdemocrați Alfred Simonis și-au anunțat și ei intenția pe Facebook. Legea spune că pensia specială nu mai poate fi încasată decât la cerere, în urma unei condamnări penale sau dacă va fi modificată legislația. Hai să vedem puțin unde ne-am împotmolit cu pensiile astea speciale, că mie îmi și vine să râd, dar îl salut pe Dan Barna, liderul USR. Bună ziua! Bună ziua! Am senzația că e un concurs de mister sau de mis la Parlament cu demisia pe frunte. Greșesc? Da, greșiți. Este de fapt mult mai simplu. E proba verității, ca să rămân în termen de concursuri, proba verității între vorbe și fapte sau doar vorbe și retorică. Așa, cine vorbește și cine chiar face. Și ca să înțelegem că mie mi se pare că, și nu vreau să deranjez pe nimeni, dar ca să fie animată discuția, mie mi se pare că nimeni nu dorește de fapt eliminarea acestor pensii speciale. Nu, aici vă contrazic vehement. Vă rog, dacă e cineva care a dovedit că dorește lucrul acesta, este exact grupul parlamentar USR. Noi de 4 ani de zile, în 2017, una din primele inițiative ale USR Plus, PLX-ul 282 pe 2017, a fost exact asta, de eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Dar știți diferența dintre discurs și fapte? Nu, tocmai asta vă spun. Un proiect de lege foarte clar referindu-se doar la parlamentari, ca să nu fie neconstituțional. Am văzut după aceea alte partide de-a lungul timpului că au băgat și pensii pentru parlamentari în legea cealaltă presupusă de desfința pensii speciale, fiind siguri că e un cal troian care o va face neconstituțională. Pentru că pentru parlamentari trebuie plen comun, acolo păi da, nu puteți ce plen comun. Deci era, după ieșirea domnului Ciolacu, de la început. Și aici am o problemă și vreau să vă întreb ceva. Cine v-a trădat din interior că urma să faceți o declarație legată de demisii, astfel încât domnul Ciolacu și-a anunțat demisia înaintea demersului USR. Cineva a vândut din interior, orice ar zice. Nu, nu spune asta, pentru că discuția la noi era de câteva zile și nu a trebuit să nimeni. În după amiaza respectivă, la ora 6, dacă nu mă înșel, noi am transmis către presă că a doua zi dimineață va fi o declarație la 10:30 relativ cumva la acest subiect. Și atunci, evident, că au aflat și alte partide și din cursul serii ați văzut, s-a creat o rumoare și un entuziasm de brusc o temă și domnul Ciolacu și-a anunțat demisia. Vreau să fiu foarte clar, domnul Ciolacu și-a dat demisia așa cum 4 ani. Deci el într-adevăr eu mi-aduc aminte și de domnul Mitrea când și-a dat demisia, mai erau 2 săptămâni sau cât mai erau, o lună din mandat. Exact. Adică de aici este ipocrizia, domnul Barna. Păi și acum nu e ipocrizia. Asta vreau să vă spun. Stați un pic, două secunde să vă răspund. Deci domnul Ciolacu acum 4 ani și-a dat demisia, spunând pensiile speciale nu sunt în regulă, nu vreau să o primesc. Perfect. După care timp de 4 ani nu ne-a ajutat o singură dată cu acea majoritate de care era nevoie pentru ca legea USR privind eliminarea pensiilor speciale să fie adoptată. Deci dacă într-adevăr ar fi păsat cum pretinde dânsul, ar fi votat în acești 4 ani. Lucrul acesta nu a fost posibil, deși noi am insistat să o punem pe ordinea de zi. Poziția grupului USR, pe care am transmis-o foarte clar, era foarte simplă. Pensiile speciale sunt imorale, trebuie să dispară, nu vrem să le primim, fapt pentru care ne-am prezentat grupul parlamentar, nu 1-2 așa de impresie artistică. Ne-am prezentat demisia și nici nu ne va salva mandatul următor, pentru că atunci nu face parte foarte probabil. Domnul Barna, mai sunt 12 zile până la alegeri, care nu stă în picioare. Domnul Barna, mai sunt câte zile mai sunt până la alegeri.
Eu vă întreb că, uite, în această situație... Nu, demisia este cu penultima zi, că mă rog, cu ultima zi de mandat, cu 18 decembrie. E în cuprinsul demisiei este trecută data. Pentru că noi ne-am pus palma în fund să plecăm din Parlament acum doar de impresie artistică. Este o temă majoră și este o temă pe care am tratat-o cu toată responsabilitatea. Să știți că eu susțin ideea în sine. Și închidem scenariul acesta, da. Chiar ieri am cerut, hai să facem astăzi plen reuniți și să abrogăm legea pensiilor speciale. Nimeni nu mai trebuie să-și dea demisia. Bineînțeles că nu mai avem. Da, nu sunteți, adică ne știm de ceva timp și nu cred că suntem niciunul naiv. Niciun parlamentar, poate, uite, scot pe cei de la USR, dar o să vă zic de ce nu cred nici varianta asta. De ce nu cred total în varianta asta. Eu cred că pensiile speciale trebuie să îmbrace niște forme pentru niște categorii și acele categorii, unele având atâta importanță în societatea românească și atâta putere efectivă, nu vor face ca această lege în vecii vecilor, amin, să se întâmple. Și doi, nu se putea renunța la pensiile speciale fără demisie, ci cu o solicitare în scris că renunț la pensia specială. Mi se pare mai onest așa, nu știu. Există varianta asta în lege? Puteți renunța? Bună ziua! Dan Barna, liderul parlamentarilor USR, solicit pe proprie răspundere că doresc să renunț la pensia specială. Amin. Bun. Până voi ajunge la pensie, mai este foarte mult timp. Dar cerința legală ca să poți primi pensie specială este să ai un mandat complet. Noi, prin gestul de ieri, ne-am asigurat legal că nu avem un mandat complet și nu vom avea posibilitatea să primim pensie specială. Pentru că legea e foarte clară, dacă ai un mandat complet, primești pensie specială. Decât să meargă fiecare dintre noi atunci la bătrânețe să zică, domnule, stai că eu depun o cerere care să nu mi se ia în calcul. Asta e o fantezie. Nu, depunem la tinerețe, să rămână cu semnătura de acum. N-am mandat complet, nu primești pensie specială. Ca să n-am mandat complet, trebuie să-mi dau demisia. Lucru pe care l-am și făcut. Foarte corect, foarte transparent, foarte asumat. Nu e nimic de teatru sau de spectacol aici. Adică nouă ni se reproșează că facem ceea ce am zis. Nu, eu nu vă reproșez nimic. Vreau doar să înțeleagă cei de acasă care e procedura efectivă să nu ai această pensie specială dacă ești parlamentar. La cerere poate însemna, cum ziceți dumneavoastră, să renunțați la un mandat, nu poate fi considerat un mandat, sau cu o hârtie în care efectiv solicitați lucrul ăsta și dacă ar fi să lăsăm la nivelul hârtiei, cred că ați avea surprize chiar și la colegii de partid, domnul Barna. Hai să luăm și asta în calcul. Poziția noastră a fost una foarte consecventă. Acest lucru și în toate campaniile în care am fost, și am fost în ultimii ani în toate campaniile, cea mai frecvent ridicată problemă de cetățenii în stradă a spus, domnule, nu-i moral ca eu care am muncit tot 35 de ani, tot 32 de ani, așa, să am o pensie de 3-4-5 ori mai mică decât Barna, că vreau să iau toate forțele politice. Domnul Barna, în opinia dumneavoastră, cine ar trebui să beneficieze? Ce categorii de muncă ar trebui să beneficieze de pensie specială? Eu consider că pensiile speciale sunt imorale toate în această țară. Modalitatea de reglementare a pensiei trebuie să fie foarte clar. Contributivitatea este regula pentru pensii. Că sunt mai mult, că sunt diverse nuanțe care trebuie discutate legate de pensii de serviciu, de alte pensii pe diverse categorii. Dar ideea în sine, în care un om care a muncit în statul român trebuie să primească de 10 ori pensia unui alt om care a muncit aceeași perioadă în statul român, pe considerente că cine a avut lobby în Parlament la un moment dat, este una care nu poate să rămână în picioare într-un stat care se presupune democratic. Bun, vreau să vă citesc ceva din lege, să facem o scurtă traducere, după care mergem la următorul invitat de la Partidul Național Liberal și mulțumesc că ne așteaptă. Bun, hai să ne uităm așa. Pentru mandatele incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat parlamentar. Adică dacă plecați cu 12 zile înainte, nu se calculează la restul de câte zile au fost luând în calcul 3 ani și ceva de mandat? Ba da, dacă am anterior un mandat complet. Deci parlamentari cine care a prins au avut un mandat complet, poate acum să iasă în față să zică hai că plec. A, da, hai că dau demisia că și-o dă la mișto. Da, exact. Cine are un mandat complet nu mai poate să renunțe la pensia specială, așa este. Asta ca tocmai să vedem portițele din lege pe care tot parlamentarii de-a lungul timpului i-au lăsat. Noi tocmai de asta ne-am dat demisia ca să fim siguri că niciunul din noi nu va avea un mandat complet. Pentru că în momentul în care ai un mandat complet, ai dreptul să primești pensia specială. Poți să declari ce vrei când vrei. Doar că ați jucat bine din punct de vedere al imaginii. Sunt absolut convinsă că există chiar și în sufletul dumneavoastră o dorință în acest sens. Dar vă spun ceva. Nu o să se întâmple așa. Și știți de ce? Pentru că 3/4 din Parlament va dori cu ardoare să primească
pensie specială. Și știți asta la fel de bine ca și mine. Eu vă spun foarte clar că următoarea majoritate parlamentară... Așa, deci iese PNL-PSD. PNL, uite, gura păcătosului... PNL are în acest moment o aproape o majoritate cu USR. Deci, stați așa, după 6 decembrie, domnul Barna, întrebare concretă. Dacă PNL o joacă cum o joacă uneori, cu un balet, cu piruete, mie îmi place foarte mult baletul, USR spune clar că nu ajută la guvernare dacă această chestiune cu pensiile speciale nu e tranșată? Eu vreau să discut de realități, nu de scenarii fictive. Realitatea este că ieri USR Plus și PNL au semnat o solicitare către președintele Camerei să facem alt plan comun și să aprobăm această lege. Deci eu am toată credința că și PNL-ul și USR-ul are și acesta, dumneavoastră vom vota această lege că nu o să se întâmple azi niciun vorum, domnul Barna. Știați în momentul în care ați depus hârtie. Eu nu vă spun că n-ați procedat corect. Eu vă spun doar că ați lucrat știind că lucrurile astea nu o să se întâmple. Că ăsta e adevărul. Dar nu e adevărat. Eu fac tot ce depinde de mine ca ele să se întâmple și veți vedea că se vor întâmpla. Bun, nimeni nu credea că se vor strânge 1 milion de semnături la fără penal. Hai să ne întoarcem la decembrie, că vine Moș Crăciun. Că nu e nicio șansă. Și iată că e o șansă mai un pas. Și îl vom face și pe ăla. Domnul Barna. Lumea celor care îndrăznesc. Și noi îndrăznim să facem ce e necesar. Domnul Barna, scurt. Dacă PNL schimbă poziția după alegeri, ce face USR? Se va asigura că își va reschimba poziția astfel încât pensiile speciale să fie eliminate. Bine, mulțumesc. Dan Barna, reținem informația, mergem la Dan Vâlceanu, Partidul Național Liberal. Ați rămas cum ar veni, cu ochii umflați și cu pensia specială. Eu zic că e bine, domnul Vâlceanu. Salut, mâna. Bună ziua. Doamnă, în primul rând, haideți să nu ne bătem joc de oameni, de români. Eu să știți că nu intenționez, de aia nu candidez. Ba da, cei care spun acum că și-au dat demisia, și aici mă refer în primul la Ciolacu, care a făcut lucrul ăsta și în 2016. Și dacă întrebați la Camera Deputaților, o să vedeți că a rămas cu mandat întreg. Păi bineînțeles, de și... Demisia pe care ți-o dai în ultima zi Parlament nu înseamnă nimic. O demisie în Parlament înseamnă că se face plen și este ia act plenul de această demisie. Deci toate lucrurile astea pe care le vedeți acum, o să-mi dau demisia pe data de 18 sau 19, nu este bătaie de joc la adresa românilor. Da, în retorică, care, să știți, domnul Vâlceanu, că oamenii rețin retorica, domnul Vâlceanu. Nu mai puțin, doamne, ziceți, pe care iei de proști, da? Și pe care crezi că îi păcălești cum vrei tu, deși suntem totuși în 2020 și toți avem acces la informații și la internet și deja cred că oamenii și-au dat seama că... încearcă anumiți oameni, anumiți oameni politici, și eu aici mă refer în primul la Ciolacu, da? Să-i mai păcălească o dată exact cum i-au păcălit și în 2016, când și el și Dragnea au făcut exercițiul ăsta și atunci au păcălit. Și acum cred și alții că îi mai păcălesc o dată exact cu aceea schemă. Bun, stau în picioare argumentele pe care le-ați adus, dar sunt absolut convins însă că sunteți un om realist, așa cum e și domnul Barna, și așa cum știm fiecare parlamentar în parte e o ființă care gândește, ia decizii, chiar dacă face parte dintr-un partid. Eu nu cred că toți liberalii își doresc acum eliminarea pensiilor speciale și credeți-mă că îi urmăresc de prea mulți ani, m-am și plictisit de unii dintre ei, dar nu cred că în acest moment procentul este în favoarea eliminării pensiilor speciale. Deci e ca și cum oamenii ăștia trebuie să spună, da mă, sunt de acord să nu iau niște bani în plus, care nu-s puțin, domnul Vâlceanu. Că de fapt... E adevărat că au existat aceste pensii speciale, însă mai mult decât atât. Eu am aproape 42 de ani. Doamnă, peste 23 de ani. Credeți că vor mai exista pensii speciale în România? Nici măcar nu pun problema. Eu vă spun că nu vor mai exista pensii speciale în România pentru parlamentari chiar din următoarea legislatură. Bun, contează dacă îți dai demisia. Hai să ne uităm puțin care este logica. Eu nu sunt cu legea în față să mă uit, să-mi dau seama exact, dar dacă îți dai demisia, nu știu, cu 12 zile sau în ultima zi de mandat, care e diferența? Nici o diferență. Dacă nu se face plen să te ia acte de demisia respectivă și să vacanteze postul, ai mandat întreg. E pur și simplu o hârtie care rămâne undeva la Parlament depusă. Și atât. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, să știți că această campanie absolut anostă și absentă, mie mi se pare că campania electorală a fost absolut absentă, apropo de electorat, scoate în față un topic de care nu doar că ne-am săturat,
Dar cumva nici nu avem toate datele încât să spunem, domne, e posibil ca într-o zi toate pensiile astea speciale să fie regândite? Vreți să vă zic părerea mea? Nu cred. Ba da, este posibil. Pe de altă parte, o să fiu foarte onest, așa cum încerc să fiu de fiecare dată, și să vă spun că în România putem să scăpăm de pensiile speciale, din punctul meu de vedere, gândindu-ne foarte bine ce spunem în legătură cu pensiile militarilor. Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Există pensii militare în toate țările lumii, cu atât mai mult în țările NATO. Avem obligații față de militari și cred că atunci când vorbim de pensii speciale, trebuie să excludem din această categorie pensiile militare. Am făcut un studiu, am cerut un studiu Camerei Deputaților în legătură cu sistemul de pensii pentru militari din toate țările NATO. Îl pot pune la dispoziția oricui îl cere și o să vedeți că vorbim de o altă categorie de pensii pe care nu trebuie să le considerăm speciale, ci sunt pensii militare. În rest, toate celelalte categorii trebuie să primească pensie pe bază de contributivitate. Cum de altfel, aș vrea să avem o dezbatere într-o zi despre contribuția la sistemul de sănătate. Acolo unde doar 30% din populația României mai contribuie. Avem excepții de la contribuția la sănătate până la litera Q, de la A până la Q. Nici o țară din Europa nu se mai întâmplă așa ceva. Mulțumesc, Dan Vâlceanu, deputat al Partidului Național Liberal, Alfred Simonis, Partidul Social Democrat, este acum alături de noi și mă uit, domnule Simonis, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc! Spuneți-mi dacă sunt în eroare, potrivit legii, pensia pe care o încasează foștii parlamentari poartă denumirea de indemnizație pentru limită de vârstă și se acordă la cerere. Un fost parlamentar care ajunge la vârsta pensionării poate să nu beneficieze de indemnizație dacă nu depune această cerere. Ca să explicăm puțin ce trebuie să facă un parlamentar ca să obțină pensia specială. Să înțeleagă cei de acasă. Trebuie să faceți o cerere, trebuie să respirați aer mai curat, trebuie să... ce? Bun, haideți să luăm haideți să luăm de la zero ca să înțeleagă oamenii principiul. Exact. În primul rând, conform legii în vigoare, indiferent cât de tare doresc cei de la PNL să nu să se facă că nu observă acest lucru, potrivit legii în vigoare, poți beneficia de indemnizație specială, așa, la limită de vârstă, cu condiția să ai cel puțin un mandat întreg. Dumneavoastră, de exemplu, aveți un mandat întreg? Nu, dacă nu mă înșel. Nu, e primul meu mandat, okay, de parlamentar și voi demisiona cu două zile înainte ca acest mandat să se fi încheiat, astfel încât să nu pot beneficia de această pensie specială. Evident că în lege e prevăzut foarte clar că e nevoie să faci o cerere la împlinirea 65 de ani pentru a beneficia de această pensie. Și au fost oameni care m-au întrebat și personal și pe Facebook de ce am nevoie, de ce e nevoie de această demisie când pot pur și simplu să nu fac o cerere. Și am răspuns ceea ce vă spun și dumneavoastră. Odată ce această demisie a fost depusă, peste 30 de ani, când voi face 65, și dacă voi dori să fac acea cerere, nu mai pot pentru că nu am mandat întreg. Asta ca să fie clar. E preferabil să demisionăm toți cei care pretindem că nu vrem această pensie specială, decât să promitem oamenilor... Cei care nu sunteți, atenție, cei care nu aveți un mandat. Că cei care au deja un mandat... Cei care nu avem mandat întreg, asta e clar. Decât să promitem noi că peste 30 de ani, peste 20 de ani, în funcție de vârsta pe care o aveți fiecare, nu vom face acea cerere, mai bine să demisionăm cu toții, cei care nu avem un mandat, și să nu avem dreptul la acea cerere și dacă vrea să o face la un moment dat, în ce situație. Cred că e preferabil. Sunt de acord cu ce spune domnul Vâlceanu, că una din prioritățile viitorului Parlament ar trebui să fie aceasta de eliminarea pensiilor speciale, toate. Că se numesc de serviciu, că se numesc speciale, e o chestiune de retorică, până la urmă, care cu termenul cel mai corect. Dar de ce nu vă dați astăzi? De important. Ce vă dați în ultima zi? Pentru că mai avem treabă pe la Parlament. Am avut ședință și ieri, probabil va mai avea loc o ședință și săptămâna viitoare. Condiția este să nu ai mandat plin. Lăsați-mă să-mi duc până în penultima zi mandatul. Păi da, dar trebuie validată demisia aia? Acum, asta îmi pare rău. Eu am ascultat ce zicea domnul Vâlceanu, dar este o aberație juridică. Nu, vă întreb. Doamna. Trebuie sau nu trebuie validată demisia? Nu trebuie validat. Demisia este un act unilateral. Printr-o ședință de plen. Nu, doamna, aia e o chestiune de regulament interior al Camerei Deputaților pentru a putea veni următorul supleant după ce se vacantează mandatul. E o chestiune de tehnică legislativă. Demisia, conform legislației în vigoare, este un act unilateral și ia act cu data, practic mandatul se încheie în momentul în care îți dai demisia din funcția de deputat. Altfel, gândiți-vă că avem alegeri de obicei din 4-4 ani în luna iunie,
pentru locale. De la 1 iulie, Parlamentul este în vacanță de obicei 2 luni de zile. Și ce ar face toți parlamentarii care sunt aleși locali? Nemai având cine să le vacanteze mandatele. Păi și în ultima zi nu se consideră de fapt un mandat plin, domnul Simonis? Că la ora 12, s-a închis plenul, s-a cheiat mandatul. Păi nu, dar haideți să nu fie până la 12. Am spus că facem data de 18. Dar parlament, mandatul parlamentului este 20. Nu, penultima zi. V-ați mai gândit. Demisia, în momentul în care una, două zi, n-are importanță. Uitați-vă la domnul importanță, pentru că eu am în față legea și articolul legate de momentul în care poți să depui demisia și poți să o și retragi. De asta încerc să-mi dau seama, de ce nu acum, bărbătește, că oricum ați luat fața USR-ului, nu? Păi n-am luat nicio fața USR-ului, că asta e o chestiune care... Haideți să o luăm așa. Președintele Partidului Social Democrat, domnul Ciolacu, a demisionat în 19 decembrie 2020, deci în urmă cu 4 ani, cu o zi înainte de încheierea mandatului. Uitați-vă pe site-ul Camerei data demisiei domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu și în mandatul trecut a demisionat ultima zi pentru a nu beneficia de pensie specială. Nu e o chestiune pe care o face USR-ul acum și o facem și noi. Alaltă este iar am anunțat și eu și domnul Ciolacu și alți colegi din PSD că ne vom da demisia cu una sau două zile înainte de finalizarea mandatului. Momentul, inclusiv cei de la USR, s-au dat demisia cu data de 18 decembrie. Pentru că în această perioadă de aproape o lună mai sunt ședințe la Camera Deputaților. Cine l-a sfătuit pe domnul Ciolacu să demisioneze, domnul Simonis? Cine l-a sfătuit? Păi, repet, domnul Ciolacu a demisionat și în urmă cu 4 ani. Haideți și domnul Mitre a mai demisionat în urmă și asta cu demisiile pe mine personal, să știți că nu mă... Adică vă spun cinstit, aș vrea să simt ceva, dar nu simt nimic. Bun, haideți să vedem adevărul așa cum este. Acest parlament în acest an, la inițiativa mea, în calitate de lider de grup al grupului PSD, am cerut de 2 ori, odată abrogarea pensiilor speciale, legii care... Nu, dar nu vă iese, atâția bărbați în Parlament, și la Senat, și la Camere, că nu mai îmi vin nervii, domnul Simonis. Deci nu, eu cred așa, mie îmi plac bărbații care reușesc să facă ceva. Nu, dacă nu puteți să modificați pensiile speciale, mă rog, dacă chiar încercați, toți. Că acum văd că toată lumea e cu pensiile speciale, e motivul de final de an pentru alegerile parlamentare. Dom'le, cum să avem încredere că o să reușiți să faceți niște legi sustenabile? Deci USR-ul vrea, PSD-ul vrea, PNL-ul vrea, pensiile speciale rămân. N-aș putea să vă zic cum aș zice dacă aș fi acasă, dar dați-o, Doamne, iartă-mă, că sunteți, cum să vă spun eu, așa, teatru, eu înțeleg acum, eu scenetă, nu mai avem voie la teatru, ne uităm la Parlament, pe bune? Bun. Bun, noi am făcut acest vot odată de eliminare, după ce curtea a spus că necondiționale am făcut impozitare și după ce am văzut că demersurile noastre se blochează la CCR sau în altă parte, o serie de parlamentari folosesc acest mecanism de renunțare unilateral la pensii speciale. Eu sunt unul dintre ei. Sunt unul dintre cei care pot face ceva, ca să vă spun întrebarea. Simonis, când stânga se va reforma, se va reforma când o să vedem parlamentari care o să spună instant, oricând, în orice condiții. Bine, e utopie ceea ce eu vă prezint acum. Știți ceva? Noi în Parlament nu putem să schimbăm țara asta nenorocită, așa că ne dăm demisia, dar trebuie să o dăm. Dar nu e de Parlament, doamna Zăicescu. Nu e de Parlament. Parlamentul a dat voturi în sensul acesta. E o chestiune de funcționarea statului român. Putem intra în dezbaterea de ce nu s-au reușit eliminarea acestor pensii. Pentru că nu s-a vrut, ce să mai dezbatem. E ca atunci când îl întrebi pe bărbatul meu de ce n-a dus gunoiul. Că n-a vrut, e simplu. Dar de ce nu îmi spuneți mie? Dar să știți că eu duc și gunoiul dacă ne vorbim. Păi asta zic. Eu să știți că îmi doresc să ducă cineva gunoiul din Parlament, să-l scoată afară cu pensiile astea. Și noi am început, am dat acest semnal. Mă bucur că cei de la USR au achesat la acest demers pe care PSD-ul l-a făcut prin liderul dânsului, prin liderul său, acum 4 ani de zile. Am făcut-o și acum. Și dincolo dintre PNL încerc să văd tot felul de explicații, că de fapt nu e nevoie. Că eu v-am zis că e ca un concurs de mister, pe cuvânt. Dacă faceți și un website, eu o să stau și o să votez. Care este cel mai simpatic demisionar? Că e ca un concurs. Bogdan Pavel fierbe aici lângă mine, te rog. Bună ziua, doamna Bircea, mai este în PSD, domnul Simonis? Nu. Nu mai este, nu? Dar a fost ministru al justiției din partea PSD, da? Știți ce a scris doamna Bircea? Orice persoană care a avut calitatea de deputat sau senator va primi pensie specială, iar în cazul în care demnitatea a fost exercitată mai puțin de un mandat, ceea ce înfierați și dumneavoastră, și USR, și PNL, deci, revin, a fost exercitată demnitatea în mai puțin de un mandat, indemnizația va fi calculată pentru toată perioada de 4 ani. În ceea ce privește normele metodologice privind statutul parlamentarilor. Articolul 1 cumulat cu articolul 2. Domnul Simonis răspunde.
Foarte, foarte scurt. Între ce spune doamna Bircea și ce scrie la lege, eu prefer să citesc ce scrie în lege. Ei, și dacă nu te gândești cum ați fost ministru al justiției, dați-mi voie să răspund. Sunteți avocați lege... și noi știm cum e avocații. Dați-mi voie să închei fraza. Eu vă spun așa. Dacă îmi dați dumneavoastră un exemplu de parlamentar, fost parlamentar român, care nu are mandat întreg și sunt deci, care au fost prin Parlament, dar nu au mandat prin și beneficiază de această indemnizație specială, atunci eu spun că doamna Bicea este zeul justiției. Până atunci, vă rog să verificați la Camera Deputaților dacă este un fost parlamentar cu rest de mandat sau cu mandat parțial beneficiar al acestei pensii speciale. Pentru că nu veți găsi. În lege spune foarte clar, nu mă închei cu asta. În lege spune foarte clar. Poți beneficia de un rest de mandat sau de un mandat parțial dacă ai cel puțin unul întreg. Adică dacă ai unul plin și ai 3 luni din al doilea, beneficiezi și de cele 3 luni din al doilea. Dar trebuie să ai unul plin. E atât de simplu, mă mir că doamna Bircea nu înțelege sau se face că nu înțelege. Eu vreau să vă spun că în acest moment 800 de parlamentari români primesc indemnizația asta specială, pensia asta specială, iar efortul financiar este de 1 milion de euro pe lună. Între 2000 și 13.000 de lei încasează acești 800. Ultimul răspuns și mergem imediat și către domnul Tomac, vă rog. Da, vă rog, e adevărat lucrul ăsta. Vă spuneam că am votat în Parlament eliminarea acestor pensii, impozitarea lor. Eu cred că va trebui să luăm pe fiecare categorie profesională în parte, pentru că se pare că dacă luăm la pachet nu putem. Este un deziderat al viitorului Parlament, și anume de a elimina toate pensiile speciale, indiferent cum se numesc. Și ca să răspund domnului Vâlceanu mai devreme, da, militarii sunt o categorie specială, aparte. Dar nu putem permite ca un militar român să aibă pensia... Dar și magistrații sunt o categorie specială? Așa cum o are un militar NATO din Statele Unite. Pot înțelege că e nevoie să stimulăm magistrații care sunt supuși unor riscuri, militarii, poate cei care sunt în teatru de operațiuni, dar să vorbim de pensii de sute de milioane, de zeci de mii de lei, într-o țară în care 2 milioane sau pensii sub 1.000, nu mă veți convinge... că acest lucru poate fi normal. Vă apreciez și discursul, și vehemența, și faptul că țineți la dialog. Fac un pariu și am zis și domnului Barna mai devreme și cred că nu o să mă contrazică nici domnul Tomac. Ne mai auzim în 5 ani. Bine, eu sper să nu mai fiu aici, dar asta e altă discuție. Ne mai auzim în 5 ani. Nu, că mi-a ajuns. Să știți ceva, pensiile speciale nu o să dispară. Îmi pare rău să vă spun. Eu fac pariu cu dumneavoastră și vă garantez că vor dispărea atunci când această clasă politică și pare că se reformează fiecare zi, va înțelege că nu e normal. Știți cum e cu reformarea clasei politice, domnul Simonis? E cum aș vrea eu să mă duc. Haideți să vedem dacă plecăm de la premisa că nu se va întâmpla niciodată. Eu nu cred că se va întâmpla. Dați-mi voie ca și cetățean observator de 20 de ani al fenomenului politic să spun că... Dați-mi voie să sper. Da, speranța există, de aia mare ultima. Știți că e ca atunci când zicem noi că de luni ne apucăm de sală. Care luni? Lunea viitoare. Așa și la noi. Mulțumesc, Alfred Simonis. Eu m-am apucat și de sală. Alfred Simonis, mulțumesc, Partidul Social Democrat. Eugen Tomac, Partidul Mișcarea Populară, bună ziua! Bună ziua! Am făcut un pic de mișcare între USR, PNL și PSD și pentru cei de acasă, cred că și PMP-ul vrea această eliminare a pensiilor speciale. Așa mi imaginez, dar numai să ne lămuriți în care dintre situații și cum și în ce fel și cum e cu demisiile, că văd că e concurs. Este foarte multă demagogie și toate declarațiile care au fost făcute până acum sunt în contradicție cu faptele pe care le asumă fiecare partid în Parlament. Pentru că vă spun următorul lucru. Există în Parlament proiectul de lege 42 din 2019, adoptat de Senat, proiect de lege cu privire la eliminarea pensiilor speciale, indemnizațiilor de vârstă pentru senatori și deputați. Este o inițiativă propusă de Partidul Mișcarea Populară. Singura lege specială în care militarii rămân, magistrații rămân, parlamentarii rămân sau nu? Sau se elimină complet? Nu. Deci pentru a elimina, abroga aceste articole, trebuie să o facem separat. Adică pe fiecare categorie în parte? Absolut, exact așa cum au fost instituite. Noi am făcut acest lucru și în Parlament există această inițiativă, PLX-ul 47 pe 2019, lege adoptată de Senat, este singura lege adoptată de Senat prin care se elimină pensiile speciale și nu vrea nimeni să o voteze. Are nevoie decât de un singur nici vot nu în plenul voteze, camere. Domnul Tomac, că... Nu vrea nimeni să o voteze, pentru că dacă exista voință politică,
domnul Ciolacu o punea pe ordinea de zi mâine și invita partidele să-și exprime votul. În rest este foarte multă demagogie. Povestea aceasta, cum dau demisia, nu-mi dau demisia, nu are nicio valoare. Nici la cei de la USR nu credeți în demers? Este un demers plin de demagogie, pentru că nu schimbi cursul situației și risipa banilor prin demisie. Un parlamentar trebuie să aibă responsabilitatea faptelor sale și dacă îți dai demisia, atunci nu mai candida și ești un om onest care își exprimă revolta față de pensiile speciale prin neparticiparea și nevalidarea pentru un nou mandat. Așa, azi îmi dau demisia, mâine primesc un nou mandat, mi-l închei, fac un joc de imagine, nu ține. Românii nu mai pot fi mințiți în ultimul hal. Deci, repet încă o dată, există legea în Parlament, dar nu există voință politică. Singurul partid care a promovat o lege elaborată profesionist, adoptată de Senat, este legea propusă de noi. În rest, dar la momentul la care s-a votat, domnul Tomac, la momentul la care s-a votat, cine v-a susținut? Că n-aveați 2019, nu, deci nu aveați un grup parlamentar care să poată să ducă toată matematica. Legile se negociază, da, dar în cazul legii... Și cine v-a susținut de a trecut de Senat? Că... În cazul legii cu privire la pensiile speciale, la fel ca și în cazul legii cu privire la reducerea numărului de parlamentari, la fel ca și în cazul legii cu privire la revenirea pentru alegerea primarului în două tururi, atât de responsabili sunt senatorii încât au refuzat să dezbată conform prevederilor procedurale aceste două inițiative și le-au adoptat tacit. Da? Legile sunt adoptate de Senat prin neprezentare, prin nedezbatere. Am înțeles, deci nici măcar... Oamne Dumnezeu! Da? Deci legea asta deci din 2019 a trecut tacit, adică n-a votat-o nimeni. Da, niciun partid în biroul permanent al Senatului n-a spus, domnule, avem legea cu privire la reducerea numărului de parlamentari. Haideți să o dezbatem, să o votăm. Nu, o adoptăm, o trimitem la cameră să se spele ei pe cap. Avem legea cu privire păi normal, la... normal, că practic să nu zică cineva că nu. Da, dar acum asistăm la un joc plin de demagogie. Aceste demisii nu au niciun fel de valoare pentru că pensiile rămân, risipa banilor continuă, iar partidele încearcă să-i mintă din nou pe cetățeni în campanie electorală. Pentru a elimina pensiile speciale, la fel pentru a reduce numărul de parlamentari la 300, avem nevoie de un singur vot. Bine, durează clar, 5 minute. Și ce mă gândeam, apropo de, încercam să le explic celor de acasă și tot mai avem câteva minuțele și profit de faptul că sunteți alături de noi, demisiile în acest moment, dacă ar fi fost date astăzi în cât suntem, 25, da? Însemna că se făcea plenul rapid și se vacanta postul, ceea ce nu convenea USR-ului, PNL-ului, că mai sunt chestiuni care se, pe final de mandat parlamentar, pe final de sesiune parlamentară, apar întotdeauna o grămadă de chestiuni care pot să fie interesante, că așa se întâmplă în practică. Și atunci, ei de aia și-au depus în principiu cu data de 18, nu? 18 decembrie. Da, aici e o discuție la care oamenii de acasă n-au acces apropo de legi și legile sunt oricum făcute cu ușițele respective. Eu trebuie să le explic celor de acasă de ce contează să-ți dai demisia cu o zi, două înainte de încheierea mandatului efectiv, că noi pe 6 avem următorul scrutin. Adică trebuie să le explicăm puțin de ce dansul ăsta acum pe final. Păi vă spun de ce. Uitați-vă, iau cazul meu. Eu mi-am prezentat demisia din Camera Deputaților. Aveți mandat, aveți un mandat, că aveți mandat e o întrebare dificilă. Aveți măcar un mandat, aveți un mandat. Păi da, dar eu nu pot să le spun oamenilor, deși îmi dau demisia astăzi, sau mi-am dat-o acum un an, nu pot să vin să le spun oamenilor cu nerușinare, știți, eu mi-am dat demisia anul trecut și nu mai am pensie specială. Pentru că eu candidez din nou acum pentru un nou mandat de parlamentar, pe care vreau să mi-l fac. Și dacă eu îmi închei mandatul peste 4 ani de zile, voi primi pensie specială și pentru cei 2 ani și jumătate de pentru parlament. Pentru că trebuie să aveți minim un mandat, după care restul se calculează până la 18 decembrie, ca să facem o sinteză. Da? Deci dacă ai un mandat, ție, să zicem, cazul domnului Ciolacu, nu are două mandate, are sigur. Da, la unul și-a mai dat demisia. Ei, hai să nu luăm atunci pe domnul Ciolacu, îți luăm pe altcineva care are un mandat și demisionează în 18 decembrie. Da, am această situație în PMP cu foarte mulți colegi care sunt la al doilea sau la al treilea mandat și mi-au spus, noi ne prezentăm demisia,
pentru a nu lăsa propaganda USR să defileze. Dar nu are nicio valoare, pentru că eu mai am un mandat de senator sau deputat. Păi atunci deci, înseamnă că useriștii sunt singurii care chiar vor să elimine pensiile astea speciale. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dacă ei nu mai candidează la un nou mandat, atunci sunt de bună credință. Dar dacă ei își depun demisia pe 18, iar pe 19 nu mai poate constata nimeni că ei sunt demisionari pentru că avem un nou parlament. Da. Este un joc de imagine, ce procedural. Că lipsa ședinței respective care să constate demisia din 18 decembrie, struț-o cămilă, ne scărpinăm de la stânga la dreapta, putem concluziona că în acest moment, domnule Tobac, bazându-mă și pe onestitatea celor de la PMP, care în acest moment încep să, cum să spunem, nu că încep, sunteți în situația în care nu vă bateți acolo la guvernare, la prima linie, că așa sunt lucrurile pe cifre acum. De fapt, în acest moment, nu vrea nimeni eliminarea acestor pensii speciale din... Nu există voință politică. Eu vă spun că legea este în plenul Camerei Deputaților. O rezolvăm în 5 minute dacă există voință politică. Și eu ieri am invitat și pe președintele Ciolacu, și pe premierul Orban, și pe președintele Barna să ne adunăm, să dăm un vot pentru această lege care este pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și în 5 minute se desfințează pensiile speciale. Dar dacă am modifica această chestiune, această lege, bine, atunci am vedea cu adevărat sinceritatea parlamentară, în care să fie solicitare. Deci exclusiv, deci nu contează un mandat, două mandate, că sunt cu legea în față, da? Pentru mandate incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat parlamentar. Deci ai făcut un mandat parlamentar, te-ai liniștit. Poți după aceea să-ți dai demisia cu o zi înainte de... Dar nu este același quantum. Că și pensia începe de la 2000 sau 4000, nu știu cât de lei este și dacă ai 2, 3, 4, 5 mandate ajungi până la 13.000 de lei. Cam cât ia domnul Tomacu un parlamentar ca pensie specială? Păi pentru un an de vechime ajunge aproape la 2500 de ron. 2500 de ron pentru un an vechime? Pentru un mandat. Dacă pentru ai 3 mandate, pensia specială trece de 10.000 de ron. Vai de capul meu. Dar de la cei 2500 pentru un mandat, dacă este șef de comisie, dacă are... Contează și asta? Bineînțeles că intră. Nu am o definiție exactă pe fiecare componentă în parte. Da, adică structura e făcută atât, în funcție de funcția pe care ai ocupat-o? Vă spun atât doar că pensiile acestea sunt instituite în mod abuziv, insultă milioane de români prin aceste privilegii clasa politică și pentru că este imoral să ai pensii speciale, pentru că sunt bani furați din banul public, din bugetul public, pentru a institui niște privilegii pentru o categorie de cetățeni care își permite să-și creeze aceste privilegii. Sunt 4,5 milioane de români care nu au avut această șansă de a avea suport politic pentru a-și crea pensii suplimentare pe lângă... Bine, știți care ar fi fost surpriza și vă mulțumesc din suflet, Eugen Tomac, Partidul Mișcarea Populară. Surpriza ar fi fost că am fi fost o țară de pensii speciale, pentru că eu cred că e o dorință, să ne apropiem de final, ștagem și concluziile, Bogdan, e o dorință a noastră a tuturor să fentăm legea. Legea a fost făcută atât de simpatic de juriștii din Parlament, nu de noi, cei care se uită și... Dar vreau să zic așa, între 2000 și 13.000 de lei, atâta e... Păi, acum vă întreb, dar nu ne aude nimeni. E cineva fraier din Parlament? Care să renunțe la bani? Nu mă aude nimeni, mă bag în video. Uitați-vă așa, nu ne aude nimeni. E cineva fraier din Parlament să renunțe la o sumă lunară între 2000 și 13.000 de lei? Eu vreau să-ți mai spun alt lucru. A fost un exercițiu foarte bun de PR cu demisia și pe Facebook, da, și da, în Parlament și peste tot. Mi-a plăcut mult pirueta. S-au dus toți și au depus hârtiuțele la... pentru a deveni efective acele demisii, este un regulament care trebuie respectat. Dacă nu este respectat, automat nu au nicio valoare. Trebuie citite în plenul Parlamentului. Trebuie să fie publicate Monitor Oficial, trebuie. Sunt atât de trebuie. Una singură dintre toate etapele astea, dacă este sărită,
automat, mie, gestul este lovit de nulitate și pensia rămâne în picioare. Când este, scuză-mă, este ultima idee, este cel mai simplu. Am luat o hârtie și am solicitat eu, senatorul sau deputatul, ales în circumscripția, renunț la indemnizația de vârstă. Este cel mai simplu. Și să stea cineva acolo, i-aș filma, trebuie filmat momentul. Să vină Xulescu să zică, băi, știți ceva, m-am gândit, mai bine renunț. Am stat 3 mandate în Parlament, sunt bine, sănătos, Doamne ajută. Da, uite, renunț și nu-mi trebuie, o solicitare scris. În 2015, da, 2015 a intervenit această lege mirifică, de care o să mai auzim, dar doar atenție, să filtrați puțin informația, că e posibil totuși, uitându-ne, să avem senzația că unii chiar vor să scape de pensiile speciale mai mult decât ceilalți. Bref, rămâne să vedem cum se termină povestea asta, meciul ăsta cu demisiile, dar vă zic ceva, nu e chiar așa. Nu e chiar așa că la bani știți cum e, până la bani, că românii până la bani, da? Bun. O emisie în care am avut multe lucruri. Mâine dimineață sper să ne trezim cu și mai multă actualitate. Da, dacă se poate, poate și un pic mai pe bine, dacă s-ar putea. Că să știți că nu ne ferim de subiecte în care chiar s-a întâmplat ceva lăudabil în România. Acum nu știu ce, dacă mâine pensiile speciale dispar, festival facem, petrecere live în direct. Nu. Aduți aminte, chiar voiam să te întrerup acum înainte să iei paul. Care dintre parlamentari a venit și a spus, dar ce eu pot să mă descurc cu banii pe care îi primesc ca pensie de parlamentar sau cu banii pe care i-am eu ca deputat? Eu am alte cheltuieli, am alt nivel. Este un parlamentar, trebuie să-l caut pe Google și sigur... Mi-aduc aminte și de parlamentarii care spuneau cât de grea e viața cu un salariu de parlamentar. Da, da, da. Mai da. Țin minte. Ei țin minte de perioada când îi alergam pe holurile de la P1, așa că, ce să zic, să fim sănătoși, să fim înțelepți, să nu ne enervăm prea tare când o să ne crape o venă nouă, iar despre parlament... De bine, că vine cu așa alegerile, trebuia să iasă ceva. Știți că la locale, leitmotivul a fost vine apa caldă. La parlamentare pleacă pensiile speciale. Nu vreau să vă dezamăgesc. N-a venit apa caldă, iar Bogdan Pavel e martor că tocmai a primit SMS în această dimineață că nu e apa caldă. Și nici nu o să dispară pensiile speciale. Mai vorbim și mâine. 11:30, Gândul Live. Ne vedem aici pe Facebook. Vă aștept comentariile. Să fiți sănătoși și înțelepți. Mai bine.